Domnule Bolea, pe perioada guvernării PAS vom asista la reforma administrativ-teritorială, pentru că vedem mai multe voci și doamna Gavriliță s-a arătat foarte ezitantă la acest capitol. Eu cred că în 2000... se va reuși până în 2023. Deci eu cred că anul 2022 platformă parlamentară au fost câteva strategii elaborate și dezvoltate. Eu am primit-o și ultima, mi-a trimis-o domnul Eșanu, în poștă electronică am scos-o, ele au mai fost și până la domnul Eșanu, deci domnul Eșanu mi-a adus ultima strategie care a fost elaborată, cu formarea trei regiuni, nord, centru, sud, evident cu micșorarea numărului primării și majorarea lor. Înainte, evident că în 2022 vom vorbi foarte mult despre acest lucru și se va începe un proces de elaborare a unei strategii cu implicare calmului primăriilor și întregii societăți în acest proces de elaborare a formei cele mai... Ca să înțelegem, alegerile locale din 2023 vor avea loc deja în baza noii structuri a țării? Îmi vine foarte greu să răspund la această întrebare acum, pentru că răspunsul la întrebarea asta poți spune când deja este proiectul în discuție în Parlament. Ideea și că dacă ratăm anul 2023, deja va trebui să așteptăm să expire mandatele noi. Eu cred că noi în 2022 vom începe discuțiile despre acest lucru și vom pune pe tapet în Parlament această discuție și această problemă cu reforma. Ea este cerută de peste tot, absolut. Reformele, scuzați doamna Bogu, reformele raioanele în sine, însă și ca și raioane, pur și simplu este o temă absolut depășită. Angajații și președinții, am fost la nordul Republicii Moldova și un președinte de raion mi-a spus că raioanele trebuie pur și simplu terminate. Trebuie să aducem serviciile pe care le acordă statul, trebuie să le aducem cât mai aproape prin procesul digitalizare și în alte tehnologii spre cetățean, trebuie să modernizăm foarte mult primăriile, ca ele sunt cele care contactează în mod direct și cel mai mult cu cetățeanul, adică reforma trebuie să fie una extrem de amplă și foarte mult axată pe cetățean și interesul cetățeanului. Deci, dumneavoastră optați pentru formula excluderii raioanelor? Da, eu cred că vor fi sau micșorate numărul lor, sau formate regiuni,